Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. Ministrul Culturii Ionuț Vulpescu a vizitat operele marelui sculptor. Programările online pentru înmatricularea mașinilor au trecut de 15 aprilie. Mutarea apometrelor pe casa scării, un real beneficiu pentru locuitori. Aflat la Târgu Jiu, la comemorarea 60 de ani de la trecerea în neființă a lui Constantin Brâncuș, ministrul culturii Ionuț Vulpescu a vizitat operele marelui sculptor. Acesta a cerut autorităților să nu mai politizeze acțiunile de promovare a operelor marelui sculptor. La 60 de ani de la trecerea în neființă a lui Constantin Brâncuș, ministrul culturii Ionuț Vulpescu a declarat că va continua demersurile pentru includerea operelor lui Constantin Brâncuș în patrimoniul UNESCO, dar și pentru înființarea unui muzeu care să-i poarte numele. Este bine să ne reamintim că după 60 de ani încă suntem datori față de bucuria pură pe care meșterul gorjean a dăruit-o. Tocmai pentru că această bucurie să continue să ilumineze spațiul românesc, avem obligația de a continua demersurile de protejare, cunoaștere și promovare a creației lui Constantin Brâncuș. Nu prin operațiuni demagogice, în spatele cărora se ascund interese mercantile, ci prin includerea operei lui Brâncuș în patrimoniul mondial UNESCO, și prin înființarea unui muzeu Constantin Brâncuș. Ministrul Culturii Ionuț Vulpescu a explicat motivele pentru care în 2015 a retras dosarul înainte de a fi depus cu includerea operelor lui Constantin Brâncuș în patrimoniul UNESCO. Am retras în 2015 dosarul, într-adevăr, pentru că procedura UNESCO este, dacă e respins odată, nu mai poți să revii asupra dosarului. Și tocmai pentru a câștiga timp și pentru a-l reface. Nu ne puteam asuma în acel moment, n-a fost o respingere, cum s-a comentat la vremea respectivă, nu e niciun eșec. Orice stat responsabil, atunci când are niște obiective esențiale de includere a unor obiective în patrimoniul mondial UNESCO, ia astfel decizii. Să le face dosarul și putem să ne prezentăm un alt dosar care să aibă șanse. Primisem recomandări din partea specialistilor ICOMOS, care ne duceau la concluzia că dosarul va fi respins. Și a fost o amânare din rațiuni tactice. Nu e o respingere, ci o amânare și putem acum să venim cu un dosar mai bun. În urma vizitei la Târgu Jiu, ministrul culturii a analizat mai multe spații și urmează ca în perioada următoare să anunțe locația în care va funcționa Muzeul Național Constantin Brâncuș. Legat de înființarea Muzeului Constantin Brâncuș, care este prevăzut prin lege, deci este o obligație pe care Parlamentul a dat Ministerului Culturii, am vizitat astăzi câteva locuri unde ar putea să se înființeze acest muzeu și în câteva zile voi anunța locul unde va fi găzduit Muzeul Constantin Brâncuș. Dorim să oferim tuturor șansa de a se întâlni cu creația lui Constantin Brâncuș și de a-i cunoaște rădăcinile, a mai declarat ministrul culturii Ionuț Vulpescu. Un incendiu a izbucnit la o casă în centrul municipiului Târgu Jiu. Pompierii intervenind cu două autospeciale pentru a nu lăsa focul să se extindă și la alte imobile din apropiere. În respectiva clădire funcționează o unitate de schimb valutar și este practic lipită de clubul de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Un incendiu puternic a izbucnit în centrul Târgu Jiului, asta după ce proprietarul unei case ar fi dat foc unor cutii. Flăcările s-au extins rapid și la celelalte case aflate în zonă. Pompierii s-au luptat cu focul 10 de minute. Am fost solicitat să intervenim pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unui grup de construcții cu destinații multiple, spații comerciale, o casă de locuit, cabinete medicale. S-a acționat cu trei autoscele de lucru cu apă și spumă. După cum ați observat, intervenția a fost destul de dificilă, acoperișul fiind realizat cu veritoare din tablă. A fost necesară realizarea de deschideri, desfaceri și demolări în scopul pătrunderii în zona incendiată a servanților. Sursele de apă ne-au ajutat. În zonă există mai mulți hidranți. Nu a fost necesară concentrarea unor forțe suplimentare de la alte subunități decât de la detașamentul de pompieri Târgu Jiu. Am reușit să localizăm și să lichidăm incendiu în limitele găsite. Ca victime, unul dintre proprietari a avut o arsură minoră la unul dintre membrii. S-a acordat primul ajutor de către echipajul SMURD prezent la fața locului. Din fericire, bărbatul de 80 de ani a fost scos la timp din casă. S-a extins la partea noastră din spate, acoperișul. Cabinetul, partea în care funcționează, cabinetul nu. Nici aparatura, nici partea în care, decât de fum.
Din fericire, nici apă nu a pătruns din acoperiș, pentru că era oarecum izolată de partea din spate. Sper ca acum, de la vecina unde s-a extins incendiu, să nu se întindă și la partea cea din față. Ce să vă spun? Deci partea nu avea nici, de la noi nu putea izbucni incendiu, nu aveam nici instalație electrică acolo, nu aveam nici gaze, nu era funcționabilă. Nu am făcut reparații decât pe din afară, cum v-am mai spus, din cauza acestei vecinătăți cu acest om în vârstă care, mă rog, iată, până la urmă s-a întâmplat ceea ce noi bănuiam poate de foarte mult timp. Proprietarul unei case de amanete din zona a fost afectat și el de foc, spunând că se vede nevoit să ia de la zero întreaga investiție. Casa de amane și casa părinților de locuit. Și au fost actele distruse? Tot. Baza de date e distrusă, totul e distrus, 80% e terminat. Și ce faceți? O să o dărâmăm și construim din nou. Prezența hidranților din zona a ușurat treaba pompierilor. 3 autospeciale s-au deplasat la fața locului. Programările online pentru înmatricularea mașinilor au trecut de sărbătorile de Paști în județul Gorj. Eliminarea timbrului de mediu a produs haos, așa încât unei programări virtuale făcute acum îi vine rândul la înmatriculare abia la jumătatea lunii aprilie. Conducerea instituției spune că numărul solicitărilor s-a dublat odată cu eliminarea taxei auto. Sunt ocupate programările online la permise și înmatriculări auto, inclusiv până pe 15 aprilie 2017. Aplicația poate fi accesată de pe pagina de internet a instituției prefectului județul Gorj, www.prefecturagorj.ro, urmând ca după efectuarea programării să confirme sau să infirme programarea prin accesarea linkurilor primite pe e-mail declarat. Numărul de solicitări la matricularea vehiculelor crește de la o zi la alta, chiar în cursul zilei de astăzi am verificat site-ul și s-a ajuns la 60 de zile. Numărul de operațiuni zilnice făcute la nivelul județului este între 100 și 120. Sigur, vom face față, dar este foarte greu. Oamenii se bucură că au scăpat de taxă, dar sunt nemulțumiți că trebuie să aștepte până spre sfârșitul lunii aprilie. Eu vând o mașină acum, dânsii o matriculează. E complicat. Timpul pentru care trebuie să așteptăm să matriculăm o mașină era mult mai lejer înainte, dar ne împiedica un lucru destul de important, taxa, care era destul de mare la o mașină. Deci, practic, pe o parte e bine, pe o parte e rău. Pe o parte e bine pentru financiar, dar pe o parte e rău timpul care trebuie să așteptăm pentru a matricula o mașină. Păi ce să fac, o să aștept. Am mai matriculat și am trecut o camionetă și am plătit taxa 30 de milioane. Asta e, ce să fac. Nu știu, poate era mai bine cu taxa, că nu mai așteptai atât. Alții spun că au investit în autoturisme să se uite la ele, pentru că programările online s-au întins pe o perioadă mare de timp. Nu e normal. Cum a cumpărat mașină, a dat banul pe ea să circule. De-aia e mașina, n-a luat-o să umple parcările de ele. Sigur că nu e bine. Fiecare investește niște bani în mașină și vrea să o folosească cât mai repede, ca să stai cu ea 3 luni pe dreapta, sigur că nu convine nimănui. În medie, pe zi, se programează în jur de 100 de persoane pentru noi înmatriculări. Chiar dacă au trecut de proba teoretică, viitorii șoferi sunt programați la proba practică abia după 2 luni și mai mult au de așteptat șoferii profesioniști. Intervalul dintre cele două probe în cazul acestora este de peste 3 luni. Viitorii șoferi trebuie să aștepte 2 luni pentru programarea la proba traseului. Reprezentanții serviciului regim permisă de conducere și înmatricularea vehiculelor Gorj spun că numărul celor care fac școala de șoferi a crescut în această perioadă. De aceea și timpul de așteptare este mare. Numărul de solicitări de asemenea crește zilnic. Programarea la examinarea candidaților în vederea obținerii permisului de conducere categoria B este undeva la 45, între 45 și 60 de zile, iar la categoria CC, categoriile CC și D s-a ajuns aproape la 90 de zile. Ștefan Țacu, directorul serviciului regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Gorj, spune că de săptămâna viitoare va suplimenta numărul de examinatori. Ca primă măsură pe această linie de muncă, începând cu data de luni,
voi mări numărul de candidați examinați la probele CCE și D, întrucât s-a ajuns la o perioadă foarte mare. Mărind acest număr, nu putem să rezolvăm decât prin creșterea numărului de examinatori la nivelul județului. 60 de elevi sunt examinați zilnic la proba practică și aproximativ 100 de elevi la proba teoretică. Mutarea apometrelor pe Casa Scării, un real beneficiu pentru locuitori. Cel puțin asta susțin târgușienii care au fost de acord cu aceste modificări. În prezent, la Bumbești-Jiu, reprezentanții APA Regio au început să facă primele demersuri pentru instalarea apometrelor. Reprezentanții APA Regio din Bumbești-Jiu strâng semnături în privința schimbării apometrelor pe Casa Scării. Mă bucură faptul că se începe asemenea lucrări ca să se facă, pentru că, în primul rând, instalațiile interioare de la scările de bloc, de la blocuri în general, sunt vechi și cu grad de uzură și întâmplăm chiar la blocul ăsta în iarnă, acum, se sparg rețelele și atunci trebuie înlocuite. Ce să mai... Și cu ocazia asta, deci cu înlocuirea, nu se mai face prin subsol, să zicem, se face pe casa contorizarea și țevile respectiv pe Casa Scării, unde e și mai ușor de întreținut. Oamenii s-au săturat să plătească în plus pentru pierderile de pe rețea și au fost imediat de acord cu propunerea ca apometrele să fie mutate pe scara blocului. Deci eu aș fi de acord. În casă omul nu toți permit citirea sau poate nu dă corect indexul, plătim ceilalți care nu au apometre. Deci e un lucru bun. Bună idee, sigur. De ce credeți că e avantajos? Păi trebuie să plătim atât cât consumăm, nu mai mult. Vi s-a întâmplat să plătiți până acum mai mult din cauza... Da, înainte de a fi apometrele, plăteam mai mult. Și poate nu consumam atâta și după aceea a scăzut factura. Și târgujenii au înțeles importanța acestor schimbări și se declară foarte mulțumiți că nu vor mai plăti bani în plus. Măsurile luate de APA Regio le-a adus un mare, mare avantaj. În perioada și rece și caldă, în special, debranșările vor fi personale, nu vor mai fi comune ca până acum. Și consumurile sunt la fel apreciate de proprietari, plătesc exact cât și consumă. Locuitorii susțin că imediat după instalarea noilor apometre au sesizat beneficiile. Dacă până înainte să se pună aceste apometre separat, aveam acea problemă veșnică cu cei care uitau să plătească asociația de proprietari și ni se tăia apa la comun pentru toată lumea, adică aveam toți de suferit. Din momentul în care s-au pus aceste apometre, fiecare își plătește separat cât consumă și, spre surprinderea noastră plăcută, mulți acum și aduc aminte că trebuie să plătească și acest furnizor și în același timp încep să declare și, adică se văd deși efectiv cantitatea de apă pe care o consumă. Deoarece erau și acele probleme care se mai întâmplă la nivelul orașului, prin care ce se consuma în apartamente nu prea bătea cu apometrul care intra în scară. Când plecăm de acasă în concediu, nu avem surpriza aceea neplăcută când ne întoarcem să nu mai găsim apă în centrală și să nu avem căldură. În același timp nu avem acele neplăceri ca, virgulă, seara, să avem copilul care vrea să facă baie și să n-aibă unde să facă baie. Pentru a muta apometrele pe Casa Scării, mai mult de jumătate dintre locuitorii din blocul respectiv trebuie să fie de acord cu această măsură. Punctul de la Motru al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Gorj rămâne deschis, deși asta presupune ca salariații să facă curândul. Aceștia trebuie să facă curândul pentru a asigura măcar o zi pe săptămână permanența la Motru. În acest sens, instituția a și scos la concurs un post de consilier superior, pentru care s-au înscris până acum 7 persoane. Pentru a asigura funcționalitatea punctului de lucru de la Motru este nevoie de personal, așa că conducerea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Gorj a scos la concurs un post de consilier superior. Numai puțin de 7 persoane s-au înscris până la această dată la concurs, însă lista înscrierilor rămâne deschisă până pe 22 martie. Nu am închis acel punct de lucru. Am convenit cu colegii ca prin rotație o zi pe săptămână, la ora actuală mă refer, o zi pe săptămână să se deplaseze prin rotație la punctul de lucru Motru pentru a aplica viza lunară pentru adeverințe, pentru preluare de dosare. Ce au de făcut și știu foarte bine ce au de făcut, oricum îi vor rezolva pe absolut toți care sunt la rând astăzi, nu vor pleca până nu îi vor rezolva pe toți.
În plus, vor acorda și serviciile de preconcediere celor care sunt concediați de la cazare cantine Motru. Concursul pentru postul de consilier superior va avea loc pe 18 aprilie, proba scrisă. Bineînțeles că și această persoană care va câștiga, deci va câștiga cel mai bun, după ce va fi instruit, după concurs, va fi instruit pe aplicația informatică, cu siguranță că va face parte din lotul acesta care prin rotație vor merge și la Motru. Conducerea instituției a mai precizat că a mai făcut demersuri către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea deblocării și a altor posturi. Primarul Comunei Bălănești, Ovidiu Pungan, spune că doar o parte dintre locuitori au reușit să acceseze fonduri europene și asta din cauza punctajului scăzut pe anumite măsuri. Edilul crede că este o discriminare între localități în privința accesării banilor europeni. Primarul din Bălănești spune că solicitantul este respins pentru că nu respecta o condiție obligatorie din ghidul de finanțare, dar în schimb are toate celelalte condiții îndeplinite. Oamenii totuși au reușit să acceseze fonduri europene? O parte, dar mai există o problemă. Oamenii nu sunt atât de mult încurajați, fiindcă și aici văd o discriminare între localități. Comunele care au fost declarate defavorizate primesc o subvenție mult mai mare și de la APIA și oricând pot să acceseze un proiect european, fiind zonă defavorizată, ai un punctaj mult mai mare și pot să accesezi foarte repede. De aceea, localitățile de sub munte, majoritatea oamenilor, cetățenilor, care au vrut și au avut putere, au putut ca să obțină fonduri europene. Și eu m-aș bucura ca fiecare casă sau una la, din 5 case, una ca să obțină un proiect european. Da. Dar acest lucru pe oamenii dezgustă, în care nu sunt interesați de acest lucru. O altă problemă cu care se confruntă cei care vor să atragă fonduri europene este scăderea populației. A doua problemă care este la localități, scăderea demografică și îmbătrânirea. Este un lucru foarte trist, dar din păcate este real. Puțin locuitori reușesc să le fie aprobate proiectele și atrag fonduri europene pentru diverse investiții. Din păcate, această situație nu este doar la Bălănești, ci și în alte localități din județul Gorj. Autoritățile locale din Turburea vor ca lucrările la introducerea rețelei de canalizare să se finalizeze în maxim 2 luni. Primarul Ion Bârcă spune că această lucrare este o prioritate în acest moment, iar firma care execută lucrările este una foarte serioasă. Primarul din Turburea, Ion Bârcă, spune că lucrarea la rețeaua de canalizare este una foarte mare și importantă pentru locuitori. Vrem să o terminăm în maxim 2 luni de zile, eu zic în 2 luni de zile. Să ne zicem, să ne ducem ca să putem să punem și stația de epurare și mai este conducta care duce până la Gilort. Iar la fel, eu și acolo e vreo distanță de vreun kilometru și ceva și e de lucru. E de lucru, dar sper ca să o punem în funcțiune, pentru că majoritatea cetățenilor asta și așteaptă. Asta era una din dorințele satului, prin care introducerea conductei de canalizare. Primarul Ion Bârcă are în plan extinderea rețelei de canalizare, dar și cea a gazelor naturale. Extinderea rețelei de canalizare vom la în satele Poiana și Cocorova. E o chestie utilă, iar totodată să reușesc să introduc gazele naturale la Poiana și Cocorova, iar după aceea celelalte încet, încet, ce putem să facem. Și totodată asfaltarea 6 km 320 de metri, prin care dacă reușim să prindem și acest proiect de asfaltare, cred că în proporție de aproape 90% orice ulicioară din satele componente Comunei Turburea sunt asfaltate. În acest moment, comuna este un întreg șantier, dar locuitorii nu sunt deranjați de disconfort, deoarece rețeaua de canalizare chiar era o necesitate. Cei care nu își plătesc amenziile nici nu vor să muncească în folosul comunității, din păcate. Este vorba de sute de târgujieni pentru care au fost obținute hotărâri judecătorești de transformare a amenziilor în muncă în folosul comunității. Aproape 400 de persoane trebuie să scape de datorii.
Legislația prevede transformarea amenzilor contravenționale în ore de muncă în folosul comunității, dar puțini sunt cei care ajung să muncească pentru a-și achita amenzile. Mariana Budulan spune că aceștia nu vor să muncească. Puțin este adevărat. Din numărul total de dosare pe care noi le înaintăm în instanță și de sentințe pe care le obținem, puțin dintre ei se prezintă să-și execute și munca pentru a putea beneficia de scăderea amenzilor. Din cele 400 de persoane, nici măcar 100 nu au venit pentru a munci în folosul comunității. Am mai adăugat în anul 2017 25 de dosare și pe total avem 326 în 2015 plus aceste 25 de dosare din 2017 și au mai executat pe total 95 de mandate față de 88 cât am avut în anul precedent. Cele mai multe datorii provin din neplata amenzilor de circulație, fiind persoane care au amenzi vechi și de 2-3 ani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giura și vă mulțumesc pentru atenție!